ca o cetate de apărare, ca o geană întredeschisă spre ochiul interior al spiritualității. Așa s-a înălțat și a crescut la confluența țărilor Chioarului, Lăpușului și Maramureșului, Baia Mare sau Rivulus Dominarum, Râul Doamnelor, cum se numea așezarea în epoca medievală. Oraș al iluziilor, deziluziilor, căderilor, înălțărilor umane, Baia Mare este un punct de început al gândului și faptei perpetuat prin secole până azi. Nu te miră faptul că legenda spune ori cântă fapta de vitejie petrecută poate în vremea marilor invazii tătare din secolul al XIII-lea, când femeile, eliberând apele zăgăzuite ale râului, au salvat așezarea alungându-i pe cotropitori. O istorie vorbește despre un călător care, impresionat de râvna cu care femeile alegeau aurul din nisipul râului, în vreme ce bărbații îl căutau în adâncul pământului, o fi numit apa curgătoare Râul Doamnelor, iar așezarea ar fi asimilat frumoasa denumire. Istoricii spun că numele se datorează poate și faptului că în vremea dinastiei de Anjou, minele din zonă aparțineau reginelor. Mineritul, ca ocupație de bază a băimărenilor, este o caracteristică a zonei care își are rădăcini adânci în timp și se perpetuează până astăzi. Forța de muncă, tot ca și astăzi, era asigurată mai cu seamă de satele din împrejurimi, în număr de 12, din care două ungurești, aparținând domeniului fiscal Baia Mare. Se pare că primii specialiști mineri străini au fost aduși în timpul reginei Gizela, soția regelui Ștefan I-ul, încă din secolul al XI-lea. Cum administrarea, asigurarea ordinii și apărării erau concretizate în hotărâri și acte scrise, s-a pus problema unui sigiliu al orașului. Tiparul original datează din secolul al XIV-lea, fiind un important document al istoriei politice locale. Turnat în argint, tiparul sigiliului de formă octogonală, mai rar întâlnit la sigiliile medievale, cu diametrul de 7 cm, este prin măestria execuției un veritabil monument al artei feudale. Principalele elemente care alcătuiesc ansamblul sigiliului sunt un miner lucrând într-o galerie de mină, un țăran săpând via la poalele dealului, stejari și pom fructiferi redați stilizat. Redând sintetic activitatea oamenilor, sigiliul este și un document de istorie economică a perioadei respective. Textul care mărginește compoziția sigiliului este de o rară frumusețe omenească, mesajul gravat cu litere latine în argint fiind mereu în actualitate de peste 600 de ani. Dragostea dintre cetățeni este suprema tărie a orașului. Umanism, bunătate și solidaritate, acesta este mesajul pe care băimăreanul secolului al XIV-lea îl trimite cu putere înspre noi, fiind simbolul unei așezări pentru care puterea de a supraviețui stă în uniune și solidaritatea fiecăruia cu scopul umanitar. Cea mai veche atestare documentară a orașului datează din anul 1329, când regele Carol Robert acordă județului comun pentru Baia Mare și Baia Sprie dreptul de a defrișa pădurea aflată între amintitele orașe și să poată așeza oamenii și să poată face un sat sau mai multe sate pe locul acestei păduri. Cel mai vechi privilegiu păstrat al orașului a fost dat la 20 septembrie 1347 de către Ludovic I-ul de Anjou, la cererea judelui, parohului și notarului, în numele tuturor orășenilor și oaspeților, motivând că vechiul lor privilegiu care cuprindea libertățile lor fusese nimicit pe neașteptate de vâltoarea unui foc. Se constată astfel că în 1347 Baia Mare era un oraș organizat, condus de un jude primar, notari și jurați, cu orășenii și oaspeți aduși ca specialiști pentru exploatarea minereurilor de metale neferoase din subsolul depresiunii băimărene. Privilegiul stipula, printre altele, libertatea alegerii judelui și parohului, asigurarea libertății individuale a cetățenilor, libertatea vămii 15 zile de târg odată pe an, dreptul de a se fortifica cu ziduri de apărare, stabilirea hotarelor proprietăților orașului la 3.000 de jur împrejur. Comunitatea băimăreană avea garantată de plină autonomie în organizarea și conducerea vieții interne. Documentul privește organizarea activității miniere în oraș. Perioade de dezvoltare normală ori de stagnare trec peste comunitate, determinând înflorirea ori decăderea ei. Din 1445, după o perioadă de declin, Baia Mare intră în proprietatea lui Iancu de Hunedoara, voievodul Transilvaniei, care reînnoiește și lărgește vechile privilegii menite să sporească extracția și prelucrarea minereurilor neferoase.
La 1463, din cele patru monetării care funcționau în Transilvania și Ungaria, monetăria din Baia Mare realiza cel mai mare venit net, adică 20.000 de florini de aur anual, bătând monedă scumpă, inclusiv taleri de aur și argint. În anul 1600, vestita monetărie din Baia Mare bătea în onoarea lui Mihai Viteazul o medalie de aur care poartă efigia domnului român și elogiază virtutea și geniul militar. O copie a prețioasei medalii se păstrează în monetăria orașului împreună cu portretul binecunoscut al voievodului într-o gravură originală din 1601 semnată Sadeler. Minereul era extras din mină cu mașinile acționate de forța apei sau cu ajutorul animalelor, după care era sfărâmat la șteampuri acționate de forță hidraulică. Avântul economic și social transformă Baia Mare într-un puternic și dezvoltat oraș al Transilvaniei. Bogăția, pe lângă prosperitate, aduce și dușmănii. Tocmai de aceea, în 1469, regele Matei Corvin permite orașului să se înconjoare cu ziduri întărite de 7 turnuri și bastioane, prevăzute cu 4 porți de acces, una dintre ele aflându-se în apropierea turnului măcelarilor, numită Poarta de Sud sau Poarta Maghiară. În 1599 este amintită Poarta Podului, situată la intrarea pe podul peste Săsari și la capătul străzii cu același nume. Acestea erau porțile mari ale orașului. Alte două porți deschideau orașul spre Baia Sprie și spre Satul Mare. Vechile ziduri ale cetății urmau planul orașului, asemănător unei pere cu vârful spre sud. Printre prerogativele orașului liber, Rivulus Dominarum, se numără și dreptul de paloș acordat de regele Matei Corvin în 1484, adică dreptul de a acorda pedeapsa cu moartea unor răufăcători. Meșteșugurile s-au dezvoltat în pas cu orașul. O prima atestare a breslelor este datată la 1412, când se amintește breasla croitorilor, care păstrează cel mai vechi sigiliu datând din 1545. Rolul acestor forme de organizare se face simțit în economie, politică și armată. Astfel, în anul 1408, un meșter aurar, aurifaber, este primar al orașului. Dogarii și măcelarii aveau obligația de a apăra câte un bastion din centura de ziduri care înconjura așezarea, trebuind ca la primejdie să tragă 3 focuri de armă pentru alertarea locuitorilor. Faima breslașilor băimăreni depășește până departe granițele orașului, judecând după comenzile primite. Un loc aparte îl ocupă breasla argintar aurarilor, a căror meșteri sunt amintiți la sfârșitul secolului al XV-lea. În cursul secolelor 16-19, în cadrul acestei bresle, și-au desfășurat activitatea peste 170 de meșteri. Unul dintre argintarii băimăreni, Ioan Argintaru, s-a bucurat de un mare renume, el stabilindu-se la Londra, unde a devenit o somitate a științei engleze. Breslele emiteau acte întărite cu peceți în ceară, sigiliile purtând simboluri specifice fiecărei meserii. Breasla blănarilor păstrează un document din 1479, iar sigiliul din 1577. Breasla olarilor este atestată la 1508-1572. În secolul 17 lucrează 19 meșteri, 100 de ani mai târziu numărul lor fiind de 77. Se păstrează 2 sigilii purtând în câmp ulciorul specific de Baia Mare. Alte sigilii spectaculoase ca formă sunt cele ale curelarilor și șelarilor din 1651, ale pantofarilor din 1757, ale tâmplarilor, lăcătușilor, sticlarilor și armurierilor din 1807 și cizmarilor din 1833. Pe parcursul câtorva secole la Baia Mare au existat 30 de bresle și 50 de meserii, printre care și cele de monetari, farmaciști și compactori. Semn de putere economică, breslele au avut un rol semnificativ în istoria orașului Baia Mare. Drumul spre prosperitate și spre stabilitate politică și socială a trecut prin numeroasele ateliere ale meseriașilor băimăreni. Amprenta de vrednicie pe care au pus-o pe stema simbolică a Băii Mari s-a perpetuat în timp până în zilele noastre. În secolul 15-16, pe lângă casele obișnuite existente, sunt construite în interiorul orașului adevărate castele fortificate.
Așa s-a înălțat de către Iancu de Hunedoara un castel pentru familia sa. Construcția a fost continuată de Matei Corvin în perioada anilor 1446-1490, ea aflându-se în centrul vechi al orașului, în partea de est a pieței, la numărul 18, cunoscută sub numele de Casa Iancu de Hunedoara. Construcția masivă, inițial fortificată cu frumoase elemente de arhitectură medievală, are parterul și etajul situate deasupra unei pivnițe înalte. Ea este legată de clădirea vecină prin trei arcade peste vechea stradă care duce din piața centrală a orașului spre clădirea fostei monetării. Prima mențiune documentară este din anul 1472, când se amintește că a fost pavat cu pietre de râu. De forma unui dreptunghi de 150 de metri pe 74 de metri, îi se mai spune și piață, căci aici s-au ținut multă vreme târgurile, sau cum li se mai spunea, mărturiile. Există aici 20 de clădiri vechi de interes istoric și arhitectural. Azi, la parterul lor, sunt amenajate magazine. În încăperile de la etaj sunt birouri ori locuințe. Imobilele sunt lipite unele de altele, cu excepția acelora între care sunt străzi înguste. La 100 de metri de centrul vechi, la intersecția străzilor Dacia și Monetăriei, se află clădirile vechii monetării ale fostului inspectorat, apoi combinat minier, azi muzeu de istorie al orașului. În interiorul cetății, viața era trăită intens. Piața centrală, Circulus Forii sau Centrul Vechi, cuprindea următoarele străzi: Gheorghe Șincai, Crișului, Podului și Șteampului. Cu ocazia vizitei sale la Baia Mare, în 1446, Iancu de Hunedoara dispunea construirea aici a unui turn, după unele surse, supraînălțarea celui existent, atașat impunătoarei biserici gotice, ridicate între 1347 și 1376. Ruinele sale au fost demolate în secolul al XIX-lea. Construcția turnului va fi terminată în 1468 de către fiul lui Iancu de Hunedoara, Matei Corvin. Turnul devine purtător al ceasului orașului din 1628, când se instalează mecanismul. De aici se observau incendiile și se supravegheau orașul. I s-a spus Turnul Ștefan, după numele patronului vechii biserici. Refăcut în anii 1619, 1898, 1899, 1961, 1962 și 1977, turnul Ștefan este astăzi o mândrie a băimărenilor. De formă prismatică, cu baza pătrată, turnul Ștefan are o înălțime de 40 de metri. La parter, pe latura de nord, are o frumoasă fereastră gotică în formă de rozetă într-o încăpere cu bolți în ogivă, care adăpostește un lapidar medieval. Pe latura de sud, o scară de piatră îngustă, desfășurată în spirală, duce la etajele rezervate clopotelor. În continuare, scările de lemn conduc spre încăperea cu mecanismul ceasornicului. Un foișor cu balustradă și arcade de piatră dispus în jurul ultimei încăperi permite ochiului să străbată până departe întinderea orașului și împrejurimile. Acoperișul turnului este asemănător unui coif de forma unui trunchi de piramidă, fiind flancat de patru turnulețe mici înălțate pe colțurile foișorului. În această formă, turnul datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În piața Libertății, la numărul 2, se găsește o clădire cu trei nivele construită în patru etape pe locul fostului Institut de Învățământ Băimărean, 1547-1755, a cărei fragmente de grinzi cu inscripții originale și mențiunea Scola Rivulina se păstrează și astăzi la Muzeul de Istorie a orașului. În 1703, orașul este martor al morții haiducului vestit Pintea Viteazul. Fusese ucis prin vicleșug la 14 august, în apropierea, se pare, a turnului Măcelarilor, altă construcție de mare valoare istorică și arhitecturală, existentă și azi, pe când încerca să elibereze orașul ocupat de o garnizoană austriacă. Pintea Viteazul luptase în armata principelui Francis Cracoții al II-lea, crezând în promisiunile sale pe seama țăranilor din împrejurim. În stilul unui baroc transilvan se ridică la 1717 o biserică romano-catolică, Sfânta Treime, din piața cetății. Această construcție ecleziastă din cărămidă stă mărturie și azi ca o bijuterie de arhitectură din secolul al XVIII-lea. La 1750, din 555 de case, doar 48 erau din piatră sau cărămidă, majoritatea caselor erau din lemn.
Printre altele erau și două școli confesionale, una cu sediul pe strada Podului și alta pe strada Chișan. Astăzi, pentru ca zona centrului vechi al orașului să recapete prospețimea de altădată, primăria are în derulare un proiect de refacere și consolidare a structurilor clădirilor care compun acest ansamblu arhitectural unic, precum și de interzicere a accesului autovehiculelor în această zonă. Comisia Monumentelor și Siturilor Istorice este direct implicată în acest demers. Dezvoltarea mineritului rămâne o coordonată esențială în dezvoltarea Băii Mari în secolul al XIX-lea. Au apărut șteampuri de capacități mari, mașini de spălat aur, capacități mai mari de extracție și prelucrare a minereurilor. Remarcăm în anul 1840 primele mașini cu aburi la mina Dealul Crucii. De asemenea, complementar mineritului, la 1844 apare uzina metalurgică de la Filița, care se electrifică în 1900. De remarcat în această zonă a orașului, apariția primei hidrocentrale pe râul Firiza, care avea două turbine. În anul 1864 se pun bazele școlii profesionale miniere. În 1888 se asigură legătura dintre Baia Mare și Satu Mare prin inaugurarea unei căi ferate, iar în 1899, tot prin acest sistem de transport, Baia Mare este legată de Dej. Într-o succintă enumerare a unor date galon în activitatea economică, menționăm iluminatul cu carbid în subteran, introdus în 1890, apariția fabricii Phoenix, specializată în producerea de acid sulfuric și produse chimice la Ferneziu în 1907, mutată în 1925 la Baia Mare, introducerea în subteran a perforatoarelor pneumatice în 1912, care determinau la acea vreme creșterea producției extractive. Din punct de vedere edilitar-cultural, ultima jumătate de secol, 19, promovează și realizează prin donații și achiziții succesive de parcele de teren, parcul orașului Baia Mare, o altă mândrie a băimărenilor. Școala, demersul cultural, confesiunile religioase s-au aflat în permanentă atenție a edililor. În 1859 apare în peisajul local Școala Confesională Românească. În 1862 se înființează prima catedră de limba română la Gimnaziul Romano-Catolic. În 1869, Societatea de Bibliotecă a Studenților Români devine funcțională la Baia Mare. Comunitatea evreiască, puternică în secolul al XIX-lea, clădește în 1886 o sinagogă. Gesturile culturale au o densitate uimitoare. În 1889 apare săptămânalul Gutinul, care este prima publicație periodică românească din acest spațiu geocultural. Anul 1896 este emblematic pentru viitorul cultural al zonei. Atunci demarează colonia de pictură sub îndrumarea lui Holoș Simon Corbul. Ea va face carieră europeană, fiind perpetuată prin tradiție și continuitate până astăzi. Clădirea școlii de pictură se construiește în 1904, urmând ca în perioada cuprinsă între 1911-1915 să se ridice și alte clădiri la colonia pictorilor. La sărbările Astrei din 90 august 1903, desfășurate la Baia Mare, sunt prezente personalități din cultura românească venite de la Cluj, București și Viena. Aflându-se în zonă în anul 1905, Nicolae Iorga vizitează turnul Ștefan, propunând ca acesta să poarte numele turnul Iancu. Comunitatea greco-catolică construiește o catedrală în perioada 1903-1909 pe locul vechii biserici din jurul anului 1800. În 1910 se inaugurează Hotelul Ștefan. Tot atunci, evenimentul anului este deschiderea apeductului cu două bazine, a căror capacitate este de 250.000 de litri de apă pentru oraș. Pe strada Vasile Lucaciu, comunitatea luterană construiește o biserică în 1912. În 1904 se deschide Muzeul Orășenesc, remarcându-se prezența istoricului Șener Iulo, membru al Asociației Muzeale Băimărene, înființată în anul 1899. Baia Mare plătește cu răniți și morți obolul său în perioada Primului Război Mondial. La 12 noiembrie 1918, Consiliul Național Român al județului Satu Mare, constituit în Baia Mare, se implică în pregătirea unirii cu România. Astfel, la 22 noiembrie, în fața Hotelului Ștefan, se desfășoară o adunare populară pentru consfințirea unirii. Consiliul Național Român, care îl are ca președinte pe doctorul Teofil Dragoș, pregătește și participarea delegațiilor Cercului Electoral Baia Mare la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.
Menționăm printre fruntașii mișcării unioniste pe Alexiu Pocol, proprietar de mine, Teofil Dragoș, avocat și director de bancă, Nicolae Barbu, inginer agronom și proprietar în Măcira. Generalul Bertlot, reprezentant al Comisiei Interaliate pentru Transilvania, vizitează orașul la 30 decembrie 1918. În 6 ianuarie 1919, trupele române intră în orașul Baia Mare. În 11 mai 1919 se constituie administrația românească a Băii Mari, care îl are în frunte pe primarul dr. Victor Maniu. În perioada interbelică, în Baia Mare, economia cunoaște o mare înflorire. Apar 10 noi fabrici, printre care cele de parchet, coniac, săpun, vopsele și altele. Crește numărul micilor întreprinderi și al meseriașilor, existând o paletă bogată care contabilizează 55 de meserii cu 200 de meseriași. Se dezvoltă atelierele și prăvăliile, doar acestea din urmă fiind în număr de 130. Tot atunci, societatea Phoenix are 3 uzine. În 1930 se inaugurează o modernă flotație. De asemenea, uzina siderurgică și turnătoria cunosc o dezvoltare economică. Trebuie menționat faptul că în 1930 Baia Mare devine, prin decizia guvernului, stațiune balneoclimaterică dotată cu un sanatoriu și hidroterapie. Turismul zonei era de asemenea bine dezvoltat. Al doilea război mondial seamănă din nou tristețe și durere, ocupația hordistă lăsând în multe familii răni adânci. Pe lângă cei uciși sau mutilați pe fronturi, istoria acelor ani înscrie deportarea inclusiv a familiilor de evrei din Baia Mare în lagărele de exterminare nazistă. Eliberarea orașului la 17 octombrie 1944 și revenirea lui în spațiul românesc este urmată din păcate de instalarea regimului comunist impus de armata sovietică. Fiecare perioadă de timp trăită de oraș s-a transformat în istorie. Bine contabilizată, trecerea timpului a rotunjit spiritual și material o comunitate pe care azi o intuim impresionantă în perspectiva viitorului. Ultimii ani au fost pentru Baia Mare marcați de o euforie economică și au determinat schimbarea imaginii estetice a urbei. Cartiere de locuințe, străzi luminate și bine întreținute, magazine și bănci în construcția cărora domină oțelul inox și termopanul. Nu avem pretenția să epuizăm toate obiectivele demne de menționat. Ar fi imposibil într-un timp atât de scurt, așa că vom menționa câteva dintre ele. Proiecte arhitecturale simple și eficiente s-au transformat în clădiri emblematice pentru oraș. Ansamblul arhitectonic creează senzația unei personalități puternice a fiecărei clădiri îmbinate perfect în întregul arhitectural. Sediile băncii comerciale române, băncii agricole, băncii Min Bank sau mai nou West Bank sunt doar câteva exemple în care bunul gust se îmbină cu eficientizarea optimă a spațiilor. Clădirea primăriei, a prefecturii, hotelul Maramureș, hotelul Mara, hotelul București ori hotelul Carpați alături de cinematograful Dacia sunt locuri pe care le întâlnim în fiecare zi și care, prin existența lor în peisajul orașului, cultivă gustul estetic al cetățenilor. Baia Mare este un oraș sigur pentru șoferi și pietoni. Semaforizările moderne la standarde europene asigură un flux pe cât de coerent, pe atât de lipsit de periculozitate pentru băimăreni. Oraș cu o istorie bogată, tentant pentru turiști, Baia Mare a devenit în ultimii ani un punct de interes pentru lumea business-ului internațional. În vizorul Consiliului Local Municipal, una dintre priorități este realizarea unor contracte cu firme solide din țară și străinătate. În acest context, trebuie privită apariția în peisajul economic băimărean a firmelor Shell și MOL, care vor construi benzinării în regim ecologic. Este o șansă de a crește eficiența economică a activităților din municipiu. Întreprinderi ca Izoterom, APSA, Comstar, Proberco, Amisa, Romsilva, Semtest, Faimar, Moban, Peco, Time Center Trading și încă multe altele, căci am enumerat doar pe cele care au obținut rezultate deosebite în 1997, fiind confirmate oficial, au transformat orașul într-o zonă a marilor oportunități economice. Dezvoltarea acestor întreprinderi reprezintă o mare realizare a anilor post-revoluționari. Dintr-o zonă dominată de activitățile miniere, Baia Mare a devenit un oraș al economiei flexibile și performante. Cu căderi de producție ori cu pusee de dezvoltare economică puternice, mineritul băimărean s-a menținut până în zilele noastre, când el traversează o perioadă de criză, ce ne face să ne gândim la crizele din Evul Mediu, rezolvate de stăpânire prin emiterea de privilegii.
Știind să exploateze benefic realizările tehnologiei moderne, comunitatea băimăreană a găsit corecta dozare a acestora în raport cu moștenirea și tradiția istoriei locului. Prin împlinirea acestor două coordonate, se naște o puternică personalitate comunitară, un oraș unic și în același timp integrat într-o lume în care pragmatismul dominant face casă bună cu umanismul tradițional. Există o mândrie specifică a băimăreanului care se revendică oricând și oriunde din istoria unui oraș, care știu să supraviețuiască vicisitudinilor, rămânând mereu același. Învățământul, reprezentat prin școli și licee, ori lăcașe de învățământ superior, cunosc acum performanța continuând tradiția începută de înaintașii săi. Cultura și arta au reprezentat și reprezintă un interes sporit, din acest punct de vedere, Baia Mare dând atât pentru țară cât și pentru străinătate valori incontestabile. Prin muzeele sale, urbea noastră oferă vizitatorilor prilej de meditație și încântare la ceas de sfârșit de secol 20. Iar pentru ca toate acestea să fie posibile, preocuparea principală a factorilor de decizie este grija față de sănătatea cetățeanului Băii Mari. Poluarea, acest mare dușman, a fost în mare măsură înlăturată preocupările primăriei și prefecturii, concretizându-se în achiziționarea unor filtre care au și fost instalate la gura coșului combinatului. Astfel, turiștii care ocoleau orașul datorită acestui inconvenient au toate motivele să-l caute și să-l redescopere. Anotimpurile băimărene au un specific aparte. Culorile pastel, ori culorile primordiale, invadează orașul într-o succesiune pe cât de constantă, pe atât de spectaculoasă. Și cum orașul și cetățenii trebuiau să se simtă un corp comun cu funcțiuni armonioase, măcar 3 zile pe an, la inițiativa primăriei s-a instituit o sărbătoare emblematică pentru orice oraș care se respectă. München sau Paris, São Paulo ori Rio de Janeiro adună în perimetrele centrale ale orașelor cetățeni și turiști doritori să cunoască tradițiile locului. Coridele ori carnavalurile au făcut tradiție mondială. În spiritul acestora, urbea băimăreană se adună în fiecare an, la jumătatea lui octombrie, la sărbătoarea castanelor. Furnicarul uman iese pe străzile orașului, sărbătorind și sărbătorindu-se. Nu lipsesc invitații oficiali, târgurile de produse ale economiei, lansările de carte, întâlniri cu suport cultural ori sportiv. O sărbătoare în care cetățenii își cinstesc vârfurile spiritualității și economiei locale. Clădirile vechi, ori construcțiile din beton, sticlă și oțel, se integrează într-un ansamblu unitar cu simțămintele cetățeanului. Pornită ca o idee pilot, sărbătoarea castanelor a devenit o tradiție băimăreană de mare ținută și importanță. Oamenii îmbrăcați de sărbătoare invadează spațiile verzi amenajate pentru o sărbătoare câmpenească, cunosc pe viu realizările urbei, conștientizează că aparțin unei comunități care îi ia în considerare, se așează la taclale lângă o pungă cu castane prăjite și ocupă de must ori bere. Grătarele și micii împrăștie în aer izuri care incită speranțele gurmanzilor locului. Istoria și contemporaneitatea își dau mâna pentru 3 zile de octombrie la Baia Mare. Este o miză demnă de menționat, este o realizare majoră a primăriei și a comunității băimărene deopotrivă. Spectacolele, petrecerea în sine, ce se întinde în noapte sub focurile de artificii ce inundă cerul, se constituie într-un demers pe cât de fericit, pe atât de fertil pentru urbe. Comunitatea băimăreană este vie. Ea se află într-o continuă schimbare, într-o continuă modificare. Elementul de bază al oricărei comunități este omul, cetățeanul. Menirea noastră este să încercăm să-l cunoaștem, să-i satisfacem dorințele, să-i împlinim necesitățile. Trebuie ca împreună, toți, să facem din acest oraș o adevărată cetate. Responsabilitatea care apasă pe umerii noștri, în calitate de continuatori pe linie de administrație ai foștilor primari, este enormă. De aceea, suntem datori ca împreună cu toți cetățenii și printr-o conlucrare cu Consiliul Local să încercăm să pregătim pasul acestei comunități pe ușa din față în mileniul 3. Baia Mare a fost, este și va rămâne o eternă întoarcere la izvorul unei simțiri adânci în care sonata face casă bună cu stampa, inima cu mintea, într-un concert al lumii vechi, împletit în model.